Care sunt tratamentele disponibile în acest moment? Prioritatea este să obțină sarcină, prioritatea sunt durerile, ce vrea să rezolve mai întâi. Putem noi, femeile, să facem ceva? Pe scurt, răspunsul e nu. Dar un regim alimentar care ne poate ajuta? Eu personal întreb pacientele care este modalitatea pe care și-ar dori să nască, dar încurajez în același timp nașterea pe cale naturală. Care este cea mai mare temere? Frica de necunoscut. Chiar și noi, ca medici. Prezența tatălui în sala de nașteri. Cum se întâmplă uneori să fie 3 sau 4 nașteri simultan, da? Cum se întâmplă în momentul ăla să fie și 6/8 părinți în sală care participă la asta? Părinți pregătiți, un podcast DGFM cu Beatrice Ghiciov. Ca să știi. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Părinți Pregătiți. Eu sunt Beatrice Ghiciov și astăzi vreau să vorbim despre un subiect special pentru mine. Îl am alături de mine pe medicul specialist în obstetrică și ginecologie, Cătălin Coroleucă. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru această invitație. Cu mare drag! Spun că este un subiect special pentru mine pentru că vom discuta despre o boală de care am suferit și eu până anul trecut și anume endometrioza. Până ajungem să fim părinți pregătiți, trecem de multe ori, din păcate, prin stadiul de infertilitate și asta am pățit și eu din cauza endometriozei. Și nu doar asta, pentru că mai există și durerile acelea oribile, uneori până la leșin, din cauza acestei boli. Dar am reușit să scap de ea datorită dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Să știți că este pentru prima dată când vorbesc despre boala pe care am avut-o, dar mi se pare important să o fac, mai ales pentru că sunt un caz fericit, după cum se poate vedea. Da, dar ca să fac un rezumat, mulți ani am avut suspiciune de endometrioză, am urmat tratament medicamentos, am luat pastile la recomandarea medicilor și chiar aproape un an de zile am luat niște pastile care au avut efecte secundare destul de urâte asupra mea, dar într-un final am ajuns la dumneavoastră. Și după mai multe investigații am programat operația, iar aproape la un an și jumătate, iată-mă aici, cu un bebe pe drum. Așadar. Felicitări. Mulțumesc. Sunteți un caz fericit. Așa asta este. O să începem. Da. Haideți să explicăm ce este endometrioza pe înțelesul tuturor. Endometrioza, știți bine, foarte bine, este o patologie benignă. Este caracterizată prin prezența de implanturi și țesut endometrial, practic mucoasa care căptușește la interior uterul. Se formează niște implanturi în afara cavității uterine și poate să apară și implante superficiale, care sunt la nivelul peritoneului, dar cele care dau într-adevăr dureri și simptomatologie care ați descris-o dumneavoastră, sunt leziunile de endometrioză profundă, care practic înseamnă o invazie mai mare de 5 mm a peritoneului și sunt cele care dau durerile, dau infertilitatea, afectează toată anatomia de la nivel pelvin și practic cauzează toată simptomatologia pe care ați descris-o. Aparte de ce am povestit eu, care mai sunt simptomele endometriozei? La simptomele endometriozei poate să fie total nespecifice sau poate să fie total nespecifice, dar poate să fie și corelate cu localizarea. De asta și în timpul diagnosticului sau când facem workup-ul unei paciente pentru endometrioză, sunt mai mulți pași pe care îi facem. Și, de exemplu, la o pacientă care prezintă durere la contact sexual. Putem să ne gândim la nodul de endometrioză la nivelul ligamentelor uterosacrate sau la nivelul septului rectovaginal. La o pacientă care prezintă dismenoree sau dureri pelvine cronice, putem să ne gândim deja înainte să o consultăm la adenomioză și, bineînțeles, simptomatologia intestinală care se referă la nodulii de endometrioză profundă de la nivelul intestinului, ne gândim la simptome ca
și constipația, durerea, diareea. Constipația și diareea catamenială, adică în momentul menstruației, toate astea au rolul de la începutul consultației să ne ghideze conduita terapeutică și ce investigații facem după. Am înțeles. De ce este totuși greu de diagnosticat? Pentru că, așa cum am povestit și eu, mai mulți ani am avut această suspiciune, dar au durat cam 10 ani până am ajuns la acest diagnostic. Părerea mea este că nu e neapărat... Trebuie să avem un algoritm foarte clar. În momentul în care avem suspiciunea clinică că putem să ne aflăm în fața unei paciente cu endometrioză, trebuie să începem cu cei trei piloni ai unui diagnostic corect. Anamneză. Anamneză înseamnă să vorbim cu pacienta, care poate să dureze 5 minute, poate să dureze 10 minute sau putem să ne lămurim imediat dacă toate simptomele care le prezintă știm după aia la consultul clinic, la examenul clinic, adică examenul cu valve și consultul ginecologic, știm la ce, după ce leziuni să ne uităm și unde să căutăm. După ce facem și examenul clinic, putem să mergem mai departe și ne gândim. Cea mai accesibilă și la îndemână investigație care o avem este ecografia și ecografia transvaginală. Aia o facem ghidat și după un anumit protocol special pentru endometrioză, ca să evoluăm compartimentul anterior, compartimentul mediu, adică uterul și ligamentele uterosacrate și apoi compartimentul posterior, și anume intestinul și mobilitatea intestinului din spatele uterului. Iar după aia vedem mai departe dacă e nevoie de alte investigații imagistice. Pentru că, cum ne-a învățat și doamna profesor Brătilă, care a fondat Endomedicare Academy în România în urmă cu în 2017, încet am început să scădem recomandarea de remene cu protocol de endometrioză, pentru că asta rămâne rezervată doar cazurilor complexe, în cazul în care avem dubii între simptomatologia care pacienta o prezintă și investigația imagistică, adică ecografia și ce vedem ecografic, da? Și apoi, dacă se impune în ultimul și ultimul caz, se face și remene, dar ulterior, pe măsură ce experiența sau numărul de cazuri pe care le-am evoluat au crescut, această investigație a început ușor să o scădem ca recomandare. Înțeleg. Dacă o femeie suferă de endometrioză și totuși reușește să obțină o sarcină, deși este mai greu în acest caz, este această boală periculoasă pentru ea sau pentru copil? E o întrebare bună. Dar, cum să vă răspund, haideți să ne gândim, ne suferă de endometrioză. Trebuie să vă răspund dacă este operată, nu este operată. Dumneavoastră ați spus deja de cazul în care ea a avut norocul și deja a obținut sarcina, da. Ok? În cazul ăsta, ce poate să pună probleme? Poate să pună problema adenomioza, da? Adenomioza este o formă de endometrioză care este prezentă în grosimea mușchiului uterin, ok? Adică poate să dea modificări de contractilitate ale uterului și poate să pună o problemă pe sarcină pentru un risc de naștere prematură, să spunem. În rest, sarcina în sine este ca o binecuvântare pentru mamă, deoarece leziunile se pun în mod natural în repaus datorită progesteronului, în mai cantitate mai mare care se secretă în timpul sarcinii. Care sunt tratamentele disponibile în acest moment? Și nu mă refer acum să dați nume de medicamente, pentru că nu... Nici nu vreau să fac asta, nici nu știu dacă dumneavoastră ați spus acum că e prima dată și pentru mine e primul interviu, nici nu știu dacă pot să spun numele unui produs sau nu, dar am să vă dau răspunsul altfel. Sunt sigur că toate pacientele care suferă de endometrioză, în primul rând, sunt paciente tinere, sunt niște paciente foarte bine informate, care știu despre ce este vorba, citesc mult pe tema asta, sunt grupuri de suport care sunt de unde și iau și informații și găsesc o modalitate de a interacționa. Cunosc la sigur prospectul, cunosc ultima virgulă de pe prospect, știu ce tratamente pot face. Discuția este
să alegi momentul optim de a administra acest tratament. Adică în momentul în care te gândești între variante de tratament medicamentos și variante de tratament chirurgical, toată discuția asta trebuie să se învârtă în jurul a momentului în care pacientul obține sarcină. Adică pot să-i dau tratament medicamentos o perioadă și apoi să ne gândim să facem o intervenție chirurgicală mai aproape de momentul sarcinii, sau sunt niște leziuni atât de importante și leziunile astea îi dau durere atât de mare încât trebuie să știm de la pacientă practic care este prioritatea ei. Prioritatea ei este să obțină sarcină, prioritatea sunt durerile, ce vrea să rezolve mai întâi. În funcție de asta sunt diferite modalități de a jongla cu tratamentul medicamentos. Există cumva ceva, o modalitate de a preveni endometrioza? Putem noi femeile să facem ceva? Aici sunt diferite studii în care se spune că tratamentul cu anticoncepționale, dietele, pe scurt, răspunsul e nu. Din momentul în care găsiți sau aflați despre asta, sunt variante de tratament, dar de prevenție aș vrea să vă zic că da, dar poate în viitor o să găsim informații mai amănunțite în domeniul ăsta. Dar un regim alimentar care ne poate ajuta? Regimul alimentar e clar că ajută, îmbunătățește. De ce? Regimul alimentar, studiile pe tema asta, în primul rând, studiile pe tema asta sunt controversate, dar ce pot să vă spun este că clar există anumite beneficii legate de anumite alimente și modalitatea în care să le consumăm sau nu, dar recomandările care merg în general sunt recomandările care ați observat că se suprapun peste recomandările generale de nutriție, care au rolul de a ne menține o stare de sănătate bună, o dietă echilibrată. Aici, bineînțeles, reducerea consumului de carne roșie, de grăsimi. Astea sunt reguli generale care au încercat să fie studiate și în endometrioză. În unele loturi de studiu s-au găsit și rezultate mai bune care să arate că ajută, dar au fost și studii în care au ieșit neconcludente sau cu date important e o dietă echilibrată, vă ajută și bineînțeles că joacă un rol important. Ok. Care sunt soluțiile pentru a obține o sarcină în cazul unui astfel de diagnostic? Soluțiile sunt în funcție de localizarea leziunilor. De ce vă spun asta? Uitați, luăm exemplu, dacă vreți, luăm exemplu dumneavoastră. Sigur. Ok? Da. La dumneavoastră sunteți un caz fericit în care ați obținut, după intervenția chirurgicală, ați reușit să obțineți sarcina spontan, pe cale naturală, fără un tratament de reproducere umană asistată. Da? Ok? Și în momentul în care ați obținut chestia asta, e depinde foarte mult și de localizarea leziunilor. La dumneavoastră leziunile nu au afectat trompele. Adică au fost niște leziuni mai profunde, dar care erau la o distanță față de trompe și practic n-au afectat anatomia. Dacă leziunile respective erau 2 sau 3 cm mai sus, poate nu reușeați sau șansele să obțineți pe cale naturală ar fi fost mult mai mici. Deci sau, au fost la 2 cm de... Sau de, să, nu, să putea să se impună cazul, să zicem, să se scoată trompa, pentru că ea era afectată de leziuni. Ați avut noroc. 2 cm sau 3 cm mai sus contează foarte mult. O, da. După câtă vreme de încercări de obținere a unei sarcini pe cale naturală, ar trebui ca un cuplu să-și pună întrebări cu privire la fertilitate sau infertilitate? Răspunsul aici este adecvat în funcție de patologia fiecărei pacient. Nu vă putem spune. În cadrul Endomedicare Academy colaborăm și cu Departamentul de Reproducere Umană Asistată, în care o salut pe doamna doctor Velișcu și o felicit pentru munca pe care o face în acest domeniu. Practic,
noi vedem și recunoaștem pacientele care suferă de sau au nevoie de îngrijiri de reproducere umană asistată și le trimitem către dânsii pentru o evaluare mai amănunțită, pentru că oricât ai vrea, întreba asta nu ai cum să faci și aia, și aia, și aia. Trebuie să știi și să cunoști și să fii corect cu pacientul și să spui când trebuie să meargă către un alt departament ca să facă, pentru că nu ai cum să faci, nu ești doctor Queen. Alergi în stânga și în dreapta, fugi, faci, da, faci ceea ce trebuie și mai departe știu unde trebuie să trimit ca să se rezolve. Nu e un timp 3 luni, 6 luni, sau să zic, depinde de fiecare în funcție de... Sunt 3 factori care sunt nemodificabili. Vârsta, rezerva ovariană și localizarea leziunilor. În funcție de asta, trebuie la fiecare pacientă tratament individual. Ok. Să spunem că am rezolvat partea de infertilitate și, în sfârșit, femeia a reușit să rămână însărcinată. Care sunt principalele 3 sfaturi pe care îi le-ați da unei viitoare mămici atunci când abia află că a rămas însărcinată? Sfatul meu este, sunt niște sfaturi simple. Dacă vă referiți din punct de vedere obstetrical, să găsească un medic cu care să fie pe aceeași lungime de undă, cu care să se înțeleagă și în care să îi inspire încredere. La noi în țară încă se poate ca o femeie să aleagă tipul de naștere pe care îl dorește, adică naștere naturală sau naștere prin cezariană. Considerați acest lucru un beneficiu? Este o întrebare și o continuă dezbatere asupra acestui subiect. De ce? Eu personal întreb pacientele care este modalitatea pe care și-ar dori să nască, dar încurajez în același timp nașterea pe cale naturală. De ce? Dacă o pacientă de la început este consiliată, ghidată, îi se explică ce presupune un travaliu, cât ar trebui să dureze, cum ar trebui să decurgă. Cunosc din spital care sunt modalitățile de analgezie la naștere. Să știe că în spital, iar în cadrul spitalului Panait Sârbu, asistența la naștere este una de calitate. Noi, întâmplător, trecând și săptămâna trecută și prin ciclul 2 de acreditare la NMCS, în care s-a observat calitatea actului medical. Și aici chiar vreau să felicit și conducerea spitalului și în special asistentele șefe de la secțiile care se ocupă de asta, pe doamna asistentă Stan, doamna asistentă Guzinski și doamna asistentă Enachescu, pentru că fac o treabă foarte bună pentru calitatea îngrijirilor pe care pacientul le primește pe secție. Și aici, vorbind de naștere pe cale naturală, ar ajuta-o pe pacientă, ar ajuta-o foarte bine să știe lucrurile astea. De ce? Pentru că de născut, dacă trece printr-un travaliu, vede ce înseamnă. Nașterea prin cezariană, din momentul în care pacienta este internată în spital, se poate, dacă o situație de urgență o impune, se produce în 5 minute din momentul în care se ia acea decizie. Dar de ce să nu poată și pacienta să încerce sau să treacă prin asta, prin travaliu, și să vadă dacă reușește să nască pe calea naturală, ar fi o variantă bună. Iar, da, cam asta ar fi. O precizare aș avea de adus. Este vorba despre maternitatea Giulești, așa cum toată lumea o știe mai bine. Da. Credeți că există lucruri care ar trebui schimbate în sistemul de sănătate pentru ca femeile să fie încurajate să devină mame? Aici cred că ar trebui să discutăm mai mult despre partea de din ce punct de vedere vă referiți, din punct de vedere al măsurilor care ar trebui luate, din punct de vedere al societății. Dacă noi să ne referim din punct de vedere al societății, ele sunt destul de bine, adică au destul de bune, sunt condiții destul de bune care încurajează ceea ce ar trebui încurajat să fie ulterior, după ce reintegrarea
pacientei în reintegrarea mamei în societate să vină să aibă niște beneficii suplimentare ca să o stimuleze să să revină înapoi în în activitate. Și bineînțeles, aici trebuie să mulțumim întotdeauna părinților și care sunt alături de noi și care ne ajută și inclusiv pe noi, pentru că și la noi în familie, mulțumesc lui Dumnezeu, avem două comori în casă, Horia, care o să aibă 2 ani peste câteva zile. Mulți și înainte. Mulțumim. Și fetița Lara, care a venit în urmă cu 2 săptămâni pe lume. Și sincer vă spun, inclusiv noi ne bazăm zi de zi pe ajutorul lor, pentru că avem, cu toate că mai sunt și alte persoane care ne ajută, sunt cu noi, ne ajută zi de zi și pentru asta și le mulțumesc. Și aveți un suport zilnic. Sigur. Care... Deși sunteți o familie de medici și teoretic știți tot. Ca să putem și noi să ne facem. Da. Ok. Care este cea mai mare temere pe care o observați dumneavoastră la pacientele care se pregătesc să devină mame sau care sunt proaspete mămici? Frica de necunoscut. Deoarece pacientele care vedeți sau cele care nu sunt informate, dar nu că nu sunt informate în sensul că nu vorbesc cu prietenele lor la tine cum a fost sau la tine cum a fost. Mă refer aici poate și la anumite informații medicale pe care poate uneori din graba de zi cu zi și noi vedem că e totul în regulă, noi știm că e totul în regulă, explicăm rapid și poate uneori pacienta respectivă nu înțelege sau nu îi se pare că a înțeles-o. Trebuie de acolo cred că pleacă și acolo cred că e domeniul în care chiar și noi ca medici putem să avem să dăm un dram de în plus de timp ca să-l acordăm pentru asta. Și bineînțeles, ulterior când ajung acasă acolo este cu tot, când la e cu totul altceva. Deci cred că putem bifa și comunicarea la unul dintre lucrurile din sistemul de sănătate care ar trebui să schimbe, să existe o comunicare mai bună între pacienți și medici. Da, în cadrul spitalului Panaiților mă bucur că există școala mamei care este de plină, adică se organizează cursurile, pacientele sunt invitate, părinții sunt invitați ca să vină și primesc mai multe informații, practic o informare mai bună. E mai bine să auzi din mai multe locuri și acolo obține și o părere avizată despre ce ar trebui să vadă, la ce să se aștepte și mici informații care, eu vă spun foarte sincer, fiind cursul în spitalul respectiv, eu nu am apucat să merg la acel curs ca să primesc cele 10 zile libere de postnatal. Da. Deci ați muncit în continuu de când aveți... Așa s-a nimerit, să spunem. Bebe, ok. Există metode prin care o femeie se poate pregăti pentru un travaliu mai ușor? Da. În primul rând, cum am zis și mai devreme, o informare corectă. Ce înseamnă travaliu? Ce presupune? Sunt anumite exerciții care pot fi făcute. Soția mea, chiar întâmplător, a făcut și niște cursuri de yoga pentru gravide, care au ajutat-o foarte bine. Există și în primul rând să înțeleagă la ce să se aștepte sau ce trebuie să urmeze. Iar în rest, bineînțeles, sunt și exerciții, sunt și diferite modalități care pot să ajute. Rămânem un pic la subiectul ăsta. Așa să vă întreb un lucru la care aș vrea să-mi răspundeți și din punct de vedere personal. Încurajați prezența tatălui sau credeți că este benefică prezența tatălui în sala de nașteri? Ca medic și din punct de vedere personal, având în vedere că știți ce se întâmplă acolo. Eu vă spun foarte sincer, nu știu cum să vă răspund la asta. Dați-mi voie să vă spun și de ce. Bineînțeles, e, în afară este o practică încurajată care se pretează și merge foarte bine. Părinții care își doresc și care vor să facă asta sunt încurajați să o facă. Dar cum facem treaba asta? Cum organizăm
fizic treaba asta, pentru că dacă stau să mă gândesc în cadrul sălii noastre de nașteri, dacă ar fi, cum se întâmplă uneori, să fie 3 sau 4 nașteri simultan, da? Cum se întâmplă în momentul ăla să fie și 6/8 părinți în sală care participă la asta? Asta e o chestie care trebuie reglementată, trebuie gândită în primul rând și pentru cei care își doresc cu adevărat, cred că există o posibilitate după ce asta va fi reglementată. Mie singurul lucru care mi se pare la ce ar trebui urmărit este dacă unui părinte îi se face rău. Noi pe cine întâi naștem, cine copilul tratați? Sau întâi îl ridicăm, tatăl. Întâi trezim tatăl. Asta, da. Ok. Ați avut până acum paciente care au dat semne de depresie postnatală? Da. Asta este un aspect care este foarte, trebuie foarte bine, trebuie identificat. Și trebuie identificat la timp. Pentru că poate să apară în primele 7 zile, când e mai o variantă mai ușoară, să zicem, da? Poate să apară și în următoarele 30 de zile, când e baby blues partum. Noi, practic, ne aflăm în primele 3-4 zile, interacționăm cu pacientul. Și eu, spre exemplu, poate vin la vizită și vizita mea în salon durează 10 minute, da? Dar cei care stau și cei care, asistentele care sunt pe secție și care interacționează mai mult cu pacientul, observă și mai bine asta și trebuie să ai nas sau miros, nu știu cum să zic, ca să identifici cazurile astea și să le trimiți către un psiholog, pentru că există șanse ca să le ajute, ca să-l facă, să le ajute să treacă mai bine prin partea asta. Eu cred că e o chestie cu care se confruntă un procent mai mare de paciente decât ne așteptăm noi sau decât observăm noi, da? Dar trebuie identificată la timp. Am vorbit despre trecut, despre prezent, dar ce ne spuneți despre viitor? În momentul de față vreau să vă zic că este chiar e o reală plăcere să pot să practic Barta Medicină în anul 2023 și am să vă spun și de ce. Pentru că vă dau un exemplu, una dintre pasiunile mele este și ginecologia oncologică, iar anul trecut la nivel european au fost elaborate, rescrise ghidurile de tratament al cancerului de endometru, în care s-a implementat clasificare moleculară. Poate ce înseamnă asta de fapt? Pentru pacienți înseamnă o medicină personalizată, înseamnă o medicină țintită, înseamnă adaptarea tratamentului către patologia, către profilul molecular specific al fiecărui pacient. Asta ce înseamnă, tradus, că nu o să primească toți același tratament, ci o să primească un tratament individualizat în funcție de profilul molecular specific. Și de ce vreau să aduc asta în discuție? Pentru că vreau să o felicit și pe doamna profesor și conducerea Societății de Obstetrică Ginecologie din România, pentru că de anul trecut au reușit și au și implementat la nivel în România ghidurile noi updatate, okay? De cancer, de tratament al cancerului de endometru. Și practic încă se implementează clasificarea moleculară și în România, pentru ca și pacienții din România să poată beneficia de tratament de ultimă generație, folosind și tehnici minim invazive, cum ar fi verdele de indocianină pentru identificarea ganglionilor santinelă la tratamentul acestor paciente, iar ăsta într-un mod este asemănător și cu tratamentul individualizat pentru pacientele cu endometrioză. De ce? Pentru că sunt studii în derulare care vor fi publicate în anii viitori, în care se caută să se efectueze un fenotip al pacientelor cu endometrioză bazate pe receptori de expresie, receptorilor de estrogen, de progesteron și altor tipuri de hormoni care sunt prezenți la aceste paciente, pentru că unele dintre ele, spre exemplu, pot să aibă aceeași leziune, dar dacă o pacientă are un nivel mai crescut de receptor sau mai scăzut de receptor de progesteron, poate tratamentul pe care dânsa o să-l primească postoperator după intervenția chirurgicală o să-i aducă un beneficiu mai mare sau mai mic, iar medicina personalizată chiar cred că este direcția de viitor în care se va merge. Iar al treilea lucru care vreau să-l spun este că
în medicină este foarte bine, chiar dacă noi în timpul facultății am stat, am învățat, am studiat, în viața de zi cu zi trebuie puțin să exercităm o poziție umilă față de multitudinea de cărți, studii, publicații care apar zi de zi, deoarece domeniul medicinei este unul dinamic. Ceea ce este acum, peste 6 luni sau peste un an, când poate să se schimbe și apar noi date în fiecare zi cu care noi trebuie să fim la curent, trebuie să le știm, trebuie să știm cum să le implementăm pentru binele tratamentului și pentru binele pacienților noștri, ca să obținem, cum am spus și mai devreme, rezultate bune, apropo de discuția cu pastele și cu asta, pentru că dacă folosești ingrediente bune și vrei să faci totul ca la carte, atunci vei obține și o rețetă și un preparat bun. Adică asta presupune diagnosticul, tratamentul și tratamentul după intervenția chirurgicală. Adică pacientele ce trebuie să înțeleagă? Că dacă tu vrei să sari etape sau vrei să sari o anumită investigație, vrei să rezolvi totul rapid, nu ai să ai rezultate bune dacă nu le faci ordonat și să fie făcute în așa fel încât să cel cu care te consiliezi pentru asta să aibă o idee în cap asupra ceea ce îți dorești tu ca pacient, da? Adică îți dorești sarcină, îți dorești să scapi de dureri, vrei să, nu știu, nu vrei tratament în momentul de față, ai preferat tratament medicamentos sau tratament chirurgical, și să se adapteze și să se plieze practic pe nevoile care le are pacientul la momentul respectiv, care 28 de ani sau care 35 de ani sau care 43 de ani și să-i ofere alternativă terapeutică optimă. Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit în acest interviu și sper că persoanele care vor urmări acest episod le vor găsi utile și le vor folosi pentru, în primul rând, pentru a avea un copil, pentru a trece de acel stadiu de infertilitate și apoi pentru a se pregăti mai bine pentru a deveni părinți. Și eu vă mulțumesc și am să profit puțin de ocazia asta ca să le mulțumesc și profesorilor care m-au învățat și aici mă refer în mod special către doamna profesor Brătilă, care am avut norocul să lucrez încă de la începutul rezidențiatului și de la care am avut de învățat, dar modul în care am avut de învățat atât din punct de vedere chirurgical, cât și din punct de vedere al practicii clinice, m-a ajutat foarte mult și am să vă dau un exemplu cum, dar am să vă dau prin intermediul unei analogii. Sigur. Mie îmi place foarte mult să gătesc și mamei mele i-am dat rețeta, o rețetă simplă de pastă care conține 7 ingrediente, ok? Și în momentul în care eu i-am dat, m-a întrebat ce ingrediente să-i dau, i-am dat primele, ce să cumpere, cum să cumpere, s-a dus cu tatăl meu la cumpărături, tatăl meu e un gurmand, sunt sigur că i-a plăcut. Trece o oră, trec două, nu sună nimeni, am zis să sun eu. Să obțineți un feedback? Să obțin feedback despre... Da. Când ajung, spune, nu au ieșit ca la tine. Sunt bune, dar nu au ieșit ca la tine. Și zic, bine, ai avut 7 ingrediente, ce ai cumpărat? Ai zis, în loc de parmezan, nu am luat parmezan, pentru că aveam eu niște brânză la mine în frigider și nu a fost nevoie să iau aia, am folosit brânza mea. Nu era chiar parmezan, era ceva asemănător, dar am făcut-o. 2 la mână. Ce pastă ai folosit? În loc să cumperi paste proaspete, din alea care țin la congelator, la asta, care durează, au un timp de gătire de 4 minute, eu am folosit unele de la mine care le aveam în cămară, durează 9 minute, 10 minute, dar le-am lăsat puțin mai mult și am uitat să le scot la timp și după aia, așa, și zic, bine. Ai folosit coajă de limetă? Nu am găsit limetă, dar am găsit niște, aveam 2 din astea de lămâi acasă. Practic, ideea de bază e că din 7 ingrediente, da, 3 erau deja schimbate, unul cu timp de gătire schimbat. Și acum mă întreba la final, de ce rezultatul pe care l-am obținut la final nu e la fel, nu e la fel, nu au ieșit la fel de bune pastele? Pentru că e ca să faci, să ai ingredientele unei rețete de succes, trebuie să folosești ingrediente de bună calitate, trebuie să folosești, să
respecti anumit timp de gătire, ok? Și trebuie să ai anumite, să fie bine și execuția preparatului. Da, da? Trebuie urmată rețeta, trebuie la urmată sânge. La sânge. Dacă vrei să ai același rezultat, dacă nu mai folosești altceva, mai merge. Și practic, asta mă bucur și asta apreciez că am învățat în perioada asta, pentru că trebuie să pui ca, accent pe calitatea actului chirurgical. În ce sens? Trebuie să știi ce faci, ce poți să faci, dacă nu poți să fac ceva, trimit către un alt coleg, dacă nu poți să fac, să cer un ajutor, ok? Și vreau să vă zic că am avut chestia asta încă parcurzând, de la început când am cunoscut-o pe doamna profesor, era asistent universitar în cadrul spitalului și am observat în modul în care în gărzi învățam lucruri de la zi la zi, da? Și acum când am început și eu să fac coordonator de șef de coordonator de gardă, adică cum se mai cheamă, șef de gardă. Să aveți și dumneavoastră rezidenții dumneavoastră. Da, să știm practic să folosim la maxim potențialul lor și să știm să ne să îi punem să facem. Și eu, o chestie care încerc să fac e ca anumite aspecte care în timpul rezidențiatului poate mie nu mi-au plăcut, vreau ca ei să nu le cum se cheamă, să nu le perceapă, da, cu toate că sunt sigur că o să mai fie anumite nemulțumiri, dar important este să fie un act chirurgical făcut complet. Iar asta mai mult în cadrul pacientelor cu endometrioză, pentru că practic ce ne interesează? Ne interesează ca în momentul în care noi am terminat de consultat o pacientă cu endometrioză, să știm ce putem să-i recomandăm. Adică la finalul consultului trebuie să știm. Am nevoie de un consult de chirurgie, am în sală când va fi de intervenție. Este nevoie de chirurg de chirurgie generală și aici îl salut pe domnul doctor Rubin Munteanu, pentru care am un respect deosebit și la care consider că am învățat și mici artificii tehnice chirurgicale, dar m-am învățat și partea de a fi că există viață și în afara spitalului, cărți, filme, dânsul fiind pasionat de istoria medicinii. Am nevoie de urolog în sală? E, practic, am nevoie să-i dau pacientei să facă un remene? Nu. Nu există asta, atunci ne descurcăm și facem totul împreună, dar să facem în așa fel încât după o consultație pacienta să beneficieze de excizia tuturor leziunilor endometriozice într-o singură operație și să nu ajungă la, cum a mai fost cazuri de 2, 3, 4 sau... În funcție de zona unde este localizată chiar mai multe intervenții chirurgicale. Da. Bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Eu vă mulțumesc pentru această invitație și vă doresc o zi bună. Să fie. Mulțumesc. Și vă mulțumesc și vouă pentru că ați urmărit acest episod din podcastul Părinți Pregătiți. Eu sunt Beatrice Ghiciov și vă invit să dați subscribe canalului nostru de YouTube DGFM pentru a fi la curent cu toate noutățile și nu uitați să ne urmăriți și pe Facebook, TikTok și Instagram DGFM. O zi bună! Părinți Pregătiți, un podcast DGFM cu Beatrice Ghiciov. Ca să știi!